Ieri au fost publicate rezultatele de la sesiunea de toamna bacalaureatului. Rezultatele au fost afișate sub anonimat, atât pe edu.ro cât și la centrele de examen. Astfel, în urma centralizării notelor obținute la Botoșani, rata de promovare este de 34,18%. Din totalul de 591 de candidați înscriși, doar 202 au reușit să promoveze examenul. Vineri vor fi afișate rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor.